Marcel Ionel Lepa, bărbatul care a ucis un polițist în urmă cu o săptămână, s-a sinucis luni dimineață în penitenciarul Popa Șapcă din Timișoara. Purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță Timiș, Florin Crișan, a declarat că un echipaj medical a fost solicitat să intervină la penitenciarul unde bărbatul a fost găsit spânzurat. Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, fiind declarat decesul. Astăzi, Marcel Ionel Lepa ar fi trebuit să ajungă în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Timișoara, unde urma să se judece contestația sa la decizia parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș de vineri de arestare preventivă pentru 30 de zile.